Pe lângă informațiile utile, știri și evenimente din județ, Hunedoara 1 TV este alături de dumneavoastră și cu sugestii și recomandări pentru petrecerea timpului liber cât mai plăcut. Iată câteva dintre acestea. Sâmbătă 23 martie, în Parâng, au loc sărbările zăpezii, eveniment ce închide sezonul de iarnă. Participanții sunt invitați să se alăture pentru o zi de săniuș și distracție în zona Parâng. Evenimentul va avea loc pe pârtia A, începând cu ora 10. Toți cei interesați sunt încurajați să participe, indiferent de nivelul de experiență în săniuș. Evenimentul este deschis tuturor, fiind o oportunitate de a petrece timp în natură și de a se bucura de activități de iarnă. Tot sâmbătă 23 martie, dar seara de la ora 20:30, sunteți așteptați pe pietonala Corvin din Hunedoara pentru a sărbători Ora Pământului. Timp de o oră, iluminatul arhitectural al Casei de Cultură și de pe pietonala Corvin va fi oprit, iar în acest timp cercetașii hunedoreni vor aprinde gulguțe în zona Casei de Cultură și pe pietonală. Evenimentul reprezintă o acțiune simbolică derulată la nivel internațional și are ca scop conștientizarea opiniei publice asupra fenomenului încălzirii globale. Duminică 24 martie de la ora 12, program pentru cei mici la Teatrul Ide Sârbu din Petroșani cu spectacolul Arlechino de Valentin Neacșu. Într-o lume a circului plină de culoare și zâmbete, regăsim clovni, acrobați, magicieni, balerine și fantasticele animale, chiar și pe nemiloasa Cruella de Vil. Multe peripeții așteaptă pe protagoniștii circului, dar și pe micuții spectatori. Și tot duminică, dacă nu vreți nici teatru, nici film, nici ieșiri în natură, vă sugerăm să urmăriți emisiunea La Izvor de Cântec Dragă, realizată de Elis Ursu la Hunedoara 1 TV, începând cu ora 10. Duminica aceasta, invitatul emisiunii este Traian Barbu, un doinitor de excepție și unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți ai Banatului, un autentic păstrător al tradițiilor și obiceiurilor din Banatul Montan. Deci nu ratați emisiunea Elisei Ursu, duminică de la ora 10 la Hunedoara 1 TV. Luni 25 martie, ora 19, este programat un eveniment de elită la Casa de Cultură Hunedoara. Sunteți așteptați la o întâlnire memorabilă cu maestrul Tudor Gheorghe, care vine la Hunedoara cu un nou eveniment unic, împreună cu corul și orchestra concertino, dirijor și orchestrator Marius Hristescu, altfel romanța. Marți 26 aprilie, de la ora 19, la Teatrul de Artă Deva va avea loc spectacolul Reflexie, regia și scenografia Andreea Oprean, cu sprijinul necondiționat al lui Mihai Panaitescu, al tuturor colegilor tehnicieni din teatru. Proiectul fiicei cunoscutei actrițe și interprete Roxana Olșanski ajunge la public. Spectacolul Reflexie va fi examenul practic pentru finalizarea studiilor de scenografie ale tinerei Andreea Oprea și va dura aproximativ 50 de minute. Intrarea va fi liberă pe bază de invitații în limita locurilor disponibile. Până vinerea viitoare, în 29 martie, avestim să vă procurați bilete pentru piesa Gaițele de la ora 19 la Teatrul de Artă din Deva. Rele rapace, lipsite de empatie, cele trei bătrâne dau impresia că ar putea trăi cât lumea. Nu trebuie ratată. Comedia Gaițele este una dintre cele mai frumoase și mai reușite piese teatrale românești.